O colecție, Opera Omnia, o colecție la care a trudit ani de-a rândul domnul profesor universitar dr. Gheorghe Buzatu și la care s-a gândit, colecție la care s-a gândit, un bun prieten al domniei sale, scriitorul Aurel Ștefanache. Este firesc ca în aceste momente aparte, când apar pe piață tot felul de scrie, este firesc ca în aceste momente când maculatura invadează din toate direcțiile, bibliotecile județene să facă ceea ce ar trebui să facă toate instituțiile de cultură. Să promoveze lucrările esențiale, lucrările fundamentale ale neamului nostru. Probabil unii din cei prezenți aici cunosc faptul că profesorul Gheorghe Buzatu niciodată nu a abdicat de la valorile morale în care a fost crescut și educat, niciodată nu a măsluit adevărul și, indiferent de repercursiuni, a încercat să spună lucrurilor pe nume. Datorită acestui curaj, n-aș putea spune că a adus-o de fiecare dată foarte bine. Dar a trecut peste toate necazurile, a trecut peste toate problemele pe care le-au creat unii și alții, și a rămas perseverent și constant ideilor domniei sale. A venit astăzi alături de noi cu un alt prieten bun al adevărului, profesor universitar dr. Stella Cheptea, care, ca și domnul Buzatu, au ținut să fie aproape de adevăr și au ținut totdeauna să-și educe studenții în acest spirit frumos al tradițiilor, al adevărului, al nobilului, al verticalității. Nu în ultimul rând aș dori să remarc prezența aici, la sala noastră, la Biblioteca Județeană, a domnului Corneliu Bichineț, cel care, alături de profesorul Gheorghe Buzatu, în mai multe rânduri, au colaborat tot în același spirit de a spune adevărul și a spune lucrurilor pe nume. Că în prezent este și vicepreședinte al Consiliului Județean și ne tutelează și noua activitatea, este un lucru adiacent. Noi aici discutăm de o lume a cărților, discutăm de o lume a adevărului istoric și nici de cum de o ierarhizare și o relație de subordonare. Pentru faptul că profesorii de istorie din Vaslui, pentru faptul că toți colegii de la Muzeul Județean sunt alături, colegii de la Centrul Creației Populare, de la Bibliotecă, de la Direcția pentru Cultură, eu nu pot să-mi exprim decât bucuria. De asemenea, vreau să remarc prezența presei într-un număr foarte mare. Asta nu pentru faptul că biblioteca ar fi foarte importantă, ci pentru că această lansare a colecției Opera Omnia profesor Gheorghe Buzatu cred că reprezintă un moment aparte. Pornesc tot de la domnul director și pot să spun că această colecție, Opera Omnia, nu este după mulți ani, ci este după un an, fix un an și 3 luni. Adică un număr de 400 de titluri, circa 400 de titluri, au apărut numai într-un an și 3 luni. Adică în noiembrie 2009. De ce este un eveniment această colecție? Nu numai numărul este foarte important, cu toate că nu trebuie să neglijăm efortul, în primul rând material, dar și fizic și intelectual, de a scoate o asemenea operă. De ce este important? Pentru că, în primul rând, de altfel, că cuprinde o plajă foarte mare de specialități. Pornind de la literatură, știință, diferite feluri, agricultură și așa mai departe, economie și diverse alte specialități. S-a căutat în această operă să se adune cărțile care nu mai circulă. Cărțile care au fost foarte valoroase în perioada interbelică,
și mai înainte, dar în perioada interbelică sau imediat după război, dar și din cărțile foarte valoroase care sunt, au apărut în ultimii ani. Nu vom vorbi, desigur, de celelalte specialități, ci ne vom axa mai mult pe istorie, pentru că aici a avut loc întâlnirea. De altfel, ar trebui să vă spun cum a luat naștere această colecție. În biroul nostru de la Iași, de la centru, a venit într-o zi domnul director Aurel Ștepanache cu o carte să o prezinte domnului Buzatu. Au vorbit, a plecat domnul Ștepanache și îmi arată, uite, scot o anumită colecție, era vorba despre literatură și nu știu ce, și mi-a propus să facem, să tipărim, să anastatic, așa, alte lucrări propuse de noi. Și i-am dat câteva lucrări. Zic, crezi că o să aibă viață această colecție? Și a spus, dacă va avea viitor, va fi într-adevăr un eveniment. Se pare, după un an, că evenimentul s-a întâmplat. Acest lucru se datorește faptului că s-au întâlnit doi oameni de cultură. Un scriitor și un cercetător, un istoric. Un foarte bun manager și un excelent cercetător. Ambii iubitori de carte, ambii prețuind cartea și ideile. Mai ales ideile care au făcut din român poporul care este. Nu ăsta care, dar poporul care este. Ce putem spune? Vorbind despre istorie, într-un an de criză, sau un an de criză, nu numai materială, ci și morală, este o îndrăzneală extraordinară să tipărești atâtea cărți. Nu am crezut că este posibil. Nu am crezut că este posibil acest fapt. Și totuși se poate. Se poate printr-un efort, cum v-am spus, extraordinar. Dar mai ales că în această situație omul este interesat de istorie. De ce este interesat de istorie? Acolo el găsește răspunsul la problemele de zi cu zi. Numai în istorie, numai în cartea de istorie. Și acest lucru este foarte valoros. Întâlnirea între cei doi oameni a creat această operă. Au fost tipărite cărți deosebit de valoroase care răspund întrebărilor. România sub Imperiul Haosului este una dintre acestea, dar despre care vor vorbi cei implicați. Cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, este tipărirea Enciclopediei României. O lucrare extraordinară a apărut în timpul războiului, început în 38 și până în 42, patru volume, acel de-al cincilea a fost, nu a văzut lumina tiparului. Această enciclopedie răspunde la absolut toate întrebările omului. A fost întocmită de mari savanți din perioada interbelică și este lucru cel mai valoros, care poate să cuprindă cultura românească. În același timp putem remarca și o istorie a Dobrogei. Despre Dobrogea în pragul anului, în pragul secolului 20, o lucrare excepțională, mai ales pentru arheologi, pentru că au acolo niște planuri făcute de autorul acestei lucrări, care era capitan și el a reușit să întocmească niște planuri deosebit bune.
Nu, mă opresc aici pentru a da cuvântul celor care sunt implicați în practic în această lucrare extraordinară. Ce este foarte important de abordăm ideea de carte și asta mi-am pus Dude cu celor întrebarea și aici distinsul meu prieten și om de altfel tot de carte și domnul Aureliu Bichineț se vestește fapte scriitorice și nu de aici dincolo și e foarte interesante. Are o carte unică mai cu personaje. Deci nu este un text în care sunt personaje. Fiecare text este un personaj. Foarte interesant abordare. Sigur, recent a apărut o traducere din marele, hai să spunem, mogul, că așa se folosește la noi, Donald Trump, și avea următoarea subliniere. Niciodată să nu renunți. Continua să spune, pentru mine orice obstacol a fost o victorie. Sigur, ca scriitor și ca editor, când am pornit în 90, fatalitatea onestă, curată, a făcut să zicem tot cu domnul profesor Buzatu și atunci o carte extraordinară, România cu și fără Antonescu. Am trecut cam pe toate fazele. De la tiraj de 1 milion de exemplare, Memoriile Reginei Maria, până la aborda cel... Este un fenomen sociologic pentru carte, Sandra Brown. Numai că eu m-am permis să dezvolt acest subiect ușor pervers, ușor tot tocmai în conformitate cu structura scriitoricească și am pus Sandra Jill Brown. Și grea o invenție, trebuie să știți că acest personaj, hai să spunem cultural, există jumătate face parte dintr-o anume tendință, pentru că și scriitorul și editorul este oarecum pervers în existența lui. Vă folosește exact tendințele dumneavoastră, nu invers. Și atunci a trebuit să treci în această fază și a spus cu 20 de titluri. Sigur, nu sunt onorabile, dar trebuie mărturisite, că asta e viața unui editor. A venit o vreme dură pentru editor și cam 3 ani de zile, o încercări aspre. Adică nimeni nu mai poate vorbi astăzi de tiraje, ci doar de cărți care trebuie să apară uneori tiraje confidențiale aproape, de la 20 la 1000 de exemplare, dar riscul nu este exclus. Și la un moment dat s-a sesizat, și am sesizat și eu, că piața cărții vrea altceva. Și aici vă pot mărturisi, contabilicește, România a cheltuit pe carte proastă tradusă și prost, și din calitate îndoielnică, peste 200 de milioane de euro. Neglijim cu seminătate, sau nu știu cu ce, cartea fundamentală, pentru că la urmă noi suntem o ființă și nici o ființă gânditoare, să spunem așa, nu se poate justifica decât prin carte. Nu putem. Fără asta suntem excluși din istorie. Și hai să spunem Bobul care a explodat și mi-a spus, dom'le, trebuie făcut altceva, sau se leagă în mod special de așa spunem, vorbind despre învățământ, nu de puține ori s-a recurs la numele unui individ cultural imens. Spiru ce are. Spiru ce are. Și a spus, cine o fi ăsta? Am auzit, chiar mă mândream, am constatat că nu există nimic. Doar o ediție pe 40 sau 30 și ceva, ce cuprinde 11 volume însemnând și viața, și activitatea, și științifică, și parlamentară, acestui imens român și mi-am permis să găsesc o soluție. Soluția să o abordez clasic, aici se spune, să iau fiecare carte, să o reculeg și ar fi fost un eșec, pentru că ar fi însemnat foarte mult timp și o carte, și mai ales un complex de carte ce se traduce în 10, 12 sau 20 de volume, nu poate fi adus rapid decât cu instrumente tehnologice. Și am trecut la ideea de ediție anastatică și sigur, de aici a început, hai să spune, provocarea către marele om de știință și istoric, Gheorghe Buzatu, m-a privit ca un... ca o întâmplare într-o zi de toamnă, spune asta, deci vrea și el ceva. Lucrurile au început să fie, să se clarifice de la mine spre
cititor și spre bibliotecar, că în fond asta este instituția fundamentală. România este tratat extrem de, hai să spune, conex. Nu, e fundamentală. Și Dobrovescu o să vă spun cam ce înseamnă o enciclopedie chineză, nu spun eu, o să vă spun el, ce înseamnă o bibliotecă occidentală și ce înseamnă pentru un trei complex cultural al popor o bibliotecă. Persoane de filantăți cu care mă întâlnesc practic în fiecare an. Sunt, cred eu, nelipsit la zilele muzeului din fiecare an, din luna noiembrie sau din decembrie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitația ce mi-ați adresat-o. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, ați binevoit să veniți iacătă într-o zi care se situează spre sfârșitul săptămânii și ați cutezat sau cutezați în acest moment să stăm puțin de vorbă. Vă asigur că nimic nu este mai plăcut decât să discuți cu un autor despre cărți în sale. Una este să discuți despre problemele pe care le are în studiu și alta e despre cartea în sine. Adică lucrarea s-a încheiat, s-a timpărit, s-a difuzat sau se difuzează și acum haideți să-i facem așa puțin hagiografie, să reconstituim ceea ce a fost. Și asta mai cu seamă între prieteni, între cărți care sunt scumpe și care și pentru mine, vă spun, experiența este experiență. Dar pe mine, domnul Ștefanache, în ultimul an, m-a ținut într-o terapie de șoc. Una a venit de la guvern, mi-a tăiat din salariu serios, mi-a tăiat și din pensie, aveam ceva bani și la parlament, și alta a venit de la domnul Ștefanache. Eu știu cât poate omul să suporte aceste terapii. Am păpat tot, am păpat și trecutul, numai prezentul. Acum nu mai avem nimic. În afară de cecul pe care putem să-l vinim cu vreo 400 milioane, restul nu mai avem. E greu și e grav. În acest context, cartea devine foarte importantă. În afară de faptul că, nu știu cum, îmi dăm bine seama, fără carte nu putem merge mai departe. Este o perioadă acum de, să spunem numai de acalmie, în care se dă un asalt al școlii, așa al bisericii și al armatei, fără de care am rămas și așa mai departe. Dar ne revenim. Românul este extrem de deștept. El, din naștere, are acest talent de a se apleca spre sinteză. Cei dintre noi care au ajuns la mari împărății, i-au uimit pe străini. Eu am fost în America când Mircea Eliade era numărul 1. A coordonat o enciclopedie mondială a religiilor în 18 volume. Deci suntem prin 1980-85, ultimii ani de viața săi. Și Mircea Eliade, prin ceea ce tipărea, reținea un volum din bibliografia americană a cărții. Ei tot ce apar este an în America, publică într-o carte mare, care are vreo 800 de volume, și unul din cele 800 de volume, atunci, era ocupat de Mircea Eliade. Vă dați seama la proporțiile Americii. A venit acest român care i-a învățat. La fel a fost la vremea lui Dimitrie Cantemir în Rusia. Păi Dimitrie Cantemir, care a stat la poarta țarului pe la 1710-1720, oricum a murit foarte tânăr, la 50 de ani, 1723, venea de la Istanbul. Era enciclopedia epocii. Primul mare istoric al Imperiului Otoman. Și nu mai vorbesc de
Nicolae Iorga, care a fost cel mai mare dintre toți. O valoare, un om, un spirit care se naște odată la 5-600 de ani în istoria uniunea. E și vine românașul ăsta și pune ochii pe carte. Noi nici nu știm ce pierdem. Îi învățăm pe medici, pe doctori, deci pe ingineri să plece în străinătate în loc să-l ții aici și să-l pui cu burta pe carte. Să-i oferi biblioteci, să-i oferi condiții extraordinare. Eu nu știu cum este posibil. A făcut parte, domnul cu colegul meu chinez, într-un parlament în 2000-2004, dar era aparat. Nu se putea întâmpla așa ceva. În decurs de 10 ani noi ne-am pierdut taxul. Și de asta spun înapoi la carte. Mai ales acum când există internetul și ne dă niște posibilități cu totul extraordinare. Avem contactul cu lumea, cu zonele cele mai îndepărtate, la secundă. Vreau să știu care e temperatura în care loc. Mi se spune că mă duc în Australia, în cutare, să duc. Imediat accesez pe internet și, bâșbâind așa, am văzut fotografia locului. Mă duc acolo și cunosc. Știu să intru în cutare mare bibliotecă. Este ceva deosebit. Și nu mai vorbesc de faptul că nu se mai pune nici problema barajului de limbă. Aveți posibilitatea, ai noștri informaticieni sunt între cei mai buni din lume, ca să traduceți textul dumneavoastră instantaneu. În câteva secunde, ceea ce ați luat de la ei sau ceea ce vreți să transmiteți. Deci circulația este cu adevărat. Asta este circulația adevărată. Ceea ce ne îndeamnă pe noi, doamna ministru Udrea, dezvoltarea turismului într-o sală care nu are șosele. Am întârziat, dar nu știam că mai sunt gropile alea. Credeam că sunt pe dealul aici. Gropi care am trecut acum două luni nu erau. Nu se poate așa ceva. Trăim într-o lume a absurdului. Iată, în domeniul cărții, asemenea surprize nu mai sunt posibile. Pentru că, iarăși apelez la calculator, textul odată scris, aveți acolo un program, o clăpiță, care vă face și lucrul ăsta, vă corectează textul. Cu roșu vă indică unde este numele greșit, unde lipsește virgula, unde acordul este aiurea, așa mai departe. Deci putem deveni oameni perfecți. Și la urma urmei, cine dintre noi nu preferă, nu admiră, nu admire acest lucru să mergem la o adunare de înțelepți în care cu mâinile la spate să dăm sfaturi, să primim idei, să transmitem la rândul nostru. Vă spun că eu sunt un pic speriat. Și cred că știți și de ce. Am fost foarte atent la cei din sală, domnule profesor. Eu v-am ascultat de multe ori, și ca student, și la sesiuni de comunicări, și în Senatul României, când pur și simplu i-a spulberat pe toți. Mă rog, vă știu de o viață. Cei din sală vă știu și nu vă știu. Mulți dintre ei sunt oameni care scriu, care crea. Și am să vă și prezint și pe dumneavoastră, am să fac altfel de lucruri. Ce pot să vorbesc eu după profesor Bulat? Să fim serios. Deci eu sunt serios. Iată colegul nostru de la muzeu, doctor în istorie, Ravaru, cercetător. Nu trebuia doctorat cu Ravaru, nu are nevoie de doctorat. Trebuie să rămâne alții și fără doctorat. Foarte bun. Nu mai merg pe linia aceasta, oameni care mânuiesc, citesc, prezintă cărți, iată creatori, Țintea, poet, Grosul Daniel, și poet și prozator. Foarte, foarte bun. De asta poate o să stați de vorbă, pentru că acești oameni trebuie ciuguliți de prin orașele mici și îndreptați spre editurile profunde ca ei să scrie și să fie cunoscuți.
profesorul Buzatu, pe care l-ați ascultat aici, Ionescu, de acolo, Focșa, au săptămânile trecute ați prezentat o carte, n-am putut să ajung, nu pot fi prezent la toate. Observați că eu nu m-am ocupat de oamenii din sală, au venit exact cei care trebuiau. Și niciodată, domnul director, la acțiunile mele să nu chemați militari, cei de la Consiliul Județean, lăsați-i pe fiecare cu preocupările lor. Vă dați seama, puteam să fluier, i-a venit 100, nu, la astfel de acțiuni. A prezentat cineva o carte, nu mai spun ce, proastă, bineînțeles, unde toată leota din partide se rupă, care n-au fost la nicio acțiune, niciodată, dintre ei, nici n-au citit nicio carte. Dar am fost prezenți acolo, să fie fotografiați, văzuți și luați în seamă. Și ziariștii, unii dintre ei, sunt foarte, foarte buni și în ceea ce fac în presa locală și scriu cărți, pe ascuns. Nu știu de ce trebuie să facă pe ascuns. Ei, uitați, omul de lângă noi, profesorul Gheorghe Buzatu, a preferat. Nu l-a interesat să aibă buzunarele pline de bani și a preferat să țină în buzunare, mai ales în cel de la pe greieri. El fiind un creator. Creator prin excelență. Vă spun, în urmă cu 7-8 ani, mai mulți senatori ai României, mergeam pe București și un edificiu își schimba obiectul muncii. Unul zice, bă, și merge aici o sală de jocuri, unul, domne, merge o unitate economică, dar profesorul Buzatu și bă, fraților, ce bibliotecă ar merge aici. Sigur că atunci eu am sesizat, bă, frate, voi vedeți și diferențe între noi și omul acesta? Și stăm totuși împreună. Doamne profesor, eu vă doresc dumneavoastră, n-am să vorbesc despre carte, o să apară, o să dăruim, o să dăm autografe. Eu vă doresc să fiți sănătos și puternic, cum ați fost până acum și neîngenunchiat de nimeni și de nimic. Vă consider și am argumente cel mai mare istoric român în viață și am asistat împreună la o lecție de istorie și să știți că la Vaslui, în Negrești, în Bârlad, sunteți primit cu căldură întotdeauna. Și cu asta eu am spus ce am avut spus. Domnul Vitez, mulțumesc, doamnă, la fel, domnule. Și noi mulțumim. Îmi doresc și eu la fel de mulți ani de acum încolo, mulți și buni, să fim alături de domnul profesor Buzatu, de doamna Stella Cheptea, de toți cei care creează, să ne întâlnim din când în când cu frecvența pe care o să ne impună domnul Ștefan Achi, cu aparițiile de cărți și să participăm la astfel de lansări. Ca o dezvăluire minimă, în proiectul imediat este Nicolae Milescu, așa că... Nicolae Cârn, da? Da. Acum ceva timp, un articol extraordinar de frumos în revista Elanu, parafrazându-l pe Dimitrie Cantemir, creșterea și descreșterea României, cu o semnătură dragă mie, domnul profesor Dan Ravaru, analiza o temă similară, România sub imperiul haosului, dar se referea în alți termeni. Pentru că știu clar că domnul lui și-a exprimat dorința să vorbească aici, îl rog să vă adreseze câteva cuvinte. Vă rog, sigur. Aș vrea întâi să-l adresez pe Borges, care spunea că raiul se-l imaginează ca o mare bibliotecă, în care vor fi și cărțile editate de domnul Ștefan Achi, în acel rai, da? Și în cele spuse atât de frumos de domnul profesor, undeva mi-l amintea pe Pavel în epistola către Corinteni, când spune de credință, speranță și dragoste. Poate dacă am înlocuit dragoste cu carte, am avea exact același apel, aceeași gândire a lui Pavel și, într-adevăr, cartea pentru noi este totuși un lucru extraordinar. Ea străbate prin timp, ea dispare și reapare. Mă gândesc la cărțile scrise de esenieni, care la Vadi Cumbrah au fost descoperite de 9 ani, sau filozofia gnostică, în acea fântână de la Nag Hammadi, care apare după atâta timp. Și totul se conjugă spre acest triumf al cărții, care depășește orice.
În ceea ce privește istoria, eu mărturisesc în posibilitățile noastre de informare, prima carte a fost Dreapta Românească, care am citat domnului profesor. Și am avut atunci, ca să mă întorc chiar și în trecut, fiind în istorie, Socrate spunea că noi nu învățăm nimic, noi descoperim. Și, într-adevăr, acolo am descoperit ceea ce poate știam, cu tot o altă formă, știam în secret istorie. Fiindcă am copilărit la Predeal, la câteva sute de metri de Vila lui Antonescu, și am învățat în școala ctitorită de profesorul Gheorghe Alexian, școala din Predeal a fost construită de el. Până anul, când a putut. Și atunci am știut-o, sunt într-o familie de militari, și am știut o întreagă istorie, care nu aveam voie să o exprim, care trebuia să o mențin în mine, să creez acea duplicitate care a fost specifică intelectualilor români, într-o perioadă. Și în momentul când, în sfârșit, am văzut litera scrisă, ceea ce pentru noi era un fel de folclor științific, dacă putem spune aceasta, ceea ce știam, prin grau inviu din istoria noastră, am fost într-adevăr scris, a însemnat acea redescoperire de sine și am descoperit adevărul, sau ce nu mai trebuia să țin ascuns ceea ce știam despre Antonescu, ceea să vorbesc, dar din păcate se pare că trebuia să uit acum, nu mai știu. Nu, în măsura în care ne păstrăm demnitatea, o facem. Deși, ca să folosesc o expresie consacrată, o anumită parte a istoriei, o învață totul altceva, sigur, trebuie să avem tăria sufletească și mai ales acea demnitate națională, să nu ne pierdem încrederea în valorile noastre adevărate.